Sincer, nu. De la Împoiană mă duc la baraj, la Vidraru. La baraj la Vidraru. Bine, foarte bine. La mare. Dacă vii în Poiană în perioada asta, până prin aprilie, începând de vineri, să știi că ne găsești și pe noi acolo, la baza Purtei Bradu, studioul Europa FM și o mulțime de surprize, premii și așa mai departe. Dar ce faci? Stai puțin. Ce faci la baraj la Vidraru acum? Vine de pești. Nu acum, de Revelion. De Revelion. Ce? Unde te duci? Era o cabană pe acolo, era lacul cu pești sau ceva, cum zicea? Valea cu pești. A? A, Valea cu pești, uite mai hotelul, nu e cabană. Da? Da. Ok. Bine, Robert, era să zic Dragoș, auzi. Robert, ne poți vedea, să știi, pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Vlad are o altă șapcă astăzi, a schimbat nuanța. Da. Dacă vreți să vedeți ce nuanță are Vlad la șapcă astăzi, intrați pe pagina de Facebook Radio Europa FM și vedeți acolo. Ha? Cu cine mai ești, Robert? Păi sunt aici, în birou, cu câțiva colegi. Aha, cu cazat te ajută? Sunt și ei concentrați sau își văd ale lor? Sunt concentrați. Așa. Bine. Robert, plecăm astăzi de la cât? De la 300 de euro, o dublăm eventual la 600, 1200 sau 2400, dacă e cazul. Depinde cât curaj ai astăzi, până unde vrei să mergi. Ai 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare și, dincolo de asta, să știi că dacă te oprești la un moment dat, rămâi doar cu banii pe care ai câștigat până atunci sau ai și varianta în care să mergi până la capăt, dar dacă ai greșit, banii rămân la noi. Chiar tot. Pierzi tot, normal, banii rămân la Luca. Nici nu știi ce vacanță-și face. Cineva zice că șapca mea are culoarea muștar. Cred că e o problemă cu desktop-ul. Nu e muștar. Sau nu știu ce muștar mănânci. Da, muștar cu șofran. Probabil că da, cel mai probabil că da. Bine, Robert. Da? Când ești gata, începem. Sunt gata. Ia 300 de euro. Ei, așa. Lumea pe Facebook îți spune baftă. Să fie. Ce cu Vlad de-a slăbit așa tare? Unde-s jamboanele de care spuneți? Ți se pare? Mersi! Hai, poate-ți aduce Moș Zafiu 2400 de euro. Dar de ce Moș? Dar de ce 2400 de euro? Florin Ionescu zice, dacă vin cu șorici, mă suna și pe mine? Tu vină cu șorici și vedem. Da, vedem, ne înțelegem. Hai, nu e mai George. Da. Nu e frumos. E, nu e frumos. E sănătos. Robert, fii atent. Cum îl chema pe cățelul care o însoțește pe Lizuca în Dumbrava Minunată, povestea lui Mihail Sadoveanu? Patrocle. Cum îl chema pe colegul care ți-a spus cum îl chema pe cățelul care o însoțea pe Lizuca în Dumbrava Minunată? Da, chiar așa. Ai zis că merită și el. Ai voie, adică nu e nimic ilegal. Nu, Alin îl chema. Bravo, măi, Alin! Alin, tocmai ai adus lui Robert 300 de euro! Patrocle! Dacă mi-au vreodată vreun șoricar, o să-i spun Patrocle. Adevărat că e mișto. Da. Ai putea să fii un șoricar. Aș putea să-mi iau, da. Asta, păi asta e mișto. Ai un motan, dacă te voi și cu șoricar. Sunt foarte drăguți. Cum? Sigur că sunt foarte drăguți. Înțeleg, da, bine cu motanii. O particularitate asta, da. Îl bate poche. Șoricarii. Păi da, că e șoricar, motanul e și el cu șoareci și atunci e un dușman comun, știi? Așa crezi tu? Cineva spune ultima ediție din acest an. Nu e ultima ediție. Mâine. Avem și mâine emisiune, chiar dacă mâine e best of. Mâine facem dublu sau nimic. Mâine putem avea 800 de euro sau, dacă nu ia niciun ban Robert, putem avea 3200. Depinde de Robert. Ce faci? Robert, ai 300 de euro. Ce faci? Dublă. Da? Deci nu iei banii și fugi la Vidraru, dublezi banii. Cineva ce ajutoare are, cum? Câți colegi zici că sunt pe lângă tine? Poftiu? Câți colegi zici că sunt pe lângă tine? Am mai rămas doar unul. Eu nu cred. Băi, vezi că pierd semnalul, ce faci acolo? Restul au cedat nervos sau ce? Pe nu, dar după aia trebuie să-mi parc prea... Așa, ai scos. Hai, vă rog eu frumos, mergeți, beți o cafea, că da, e bună, da. Pe Facebook întreabă lumea dacă nu poți vedea, dacă cel care concurează nu poate să vadă răspunsurile aici. Este o întârziere între transmisiunea pe Facebook și ce se întâmplă, da, în FM. Adică este un decalaj de câteva secunde, așa că nu-l ajută. Nu ai certitudinea că e răspunsul corect.
Da. Da. Tot, dar oricum îl vede după. Îl vede după, da. Robert, urmează întrebarea lui Moise. A doua întrebare. 600 de euro, te mai întreb o dată. Dublezi sau rămâi cu 300? Dublez. Întrebarea lui Moise. 600 de euro. Ce îmi place că întotdeauna există cineva pe Facebook care spune hai cu tunetul. Moise ne-a lăsat astăzi o întrebare foarte simplă. Robert, care este prenumele, cum îl cheamă pe prințul de Wales, moștenitorul coroanei britanice? Charles. Da, ce să... Moise, atenți și de spiritul sărbătorilor. A avut și surpriza aia ieri cu Iohannis. Și atunci, na... Nu mai, adică nu, pe bune, George. Da, n-are sens. N-are sens de ce? N-are sens să mai pierdem vremea. Păi seama, poate, de unde știi că îl cheamă Charles? Asta da, bine. Prințul Charles. Da, Charlie. Și zicea Vadim, zicea prințul Charles. Nu știam. Bravo, băi, Robert! Robert ne ia banii. William, zice Mihaela Dască. Robert, Robert, ai 600 de euro. Păi m-a arătat, mă, Nicolae. Acum de Moș Crăciun să fac și eu o treabă. Da. Poți să faci 1200 sau 2400. Adică e bine să te gândești la posibilitatea de a face banii ăștia. Zi-ne ce faci cu cei 600. Iei sau îi dublezi? Îi iau. La 600 mă opresc. Aoleu. Îmi acoperă revelionul și motorina jumate. E numai bine. A, deci motorina e mai scumpă ca revelionul. Nu, și din motorină. Ah, ok. Am înțeles. Fii atent, hai te las 5-6 minute să te gândești la treaba asta. Dacă vrei să acoperi toată motorina asta. Da. Gândește-te bine cam cât de grele sau cât de ușoare au fost primele întrebări și dacă merite să rămâi la 600 de euro sau să dublezi la 1200. Te gândești la asta și revenim în 6 minute, da? Nu, mergi mai departe. La banii ăștia poate mai chemi un coleg, doi. Robert din Brașov e cu noi în direct. Rămâneți în 6 minute, revenim. Ne puteți vedea cum pierdem vremea în timpul ăsta pe Facebook, pe pagina Europa FM. Nu te lăsa, zice George. Toți chiorii și copiii să se îndrepte către premii, vă rog. Lidl și Europa FM te cheamă în Poiana Brașov la Jocurile Iernii. Până pe 4 martie, în fiecare weekend și în vacanțele școlare. Echipează-te pentru distracție și strigă pârtie. Vino să te surprindem cu jocuri, premii și cea mai bună muzică. Cu distracție în doi și cu invitați de soi. Petreci o iarnă de vis pe pârtia Pradul din Poiana Brașov. Împreună cu Lidl. Meriți să fii surprins. Colegii mei au sesizat. Dentistul meu m-a complimentat. Până și soțul meu a observat. Că dinții mei sunt neschimbați, dar mai albi. Dar mai albi. Mulțumită pastei de dinți. La Calut White and Repair. La Calut White and Repair. La Calut White and Repair conține hidroxiapatită, componentul principal din smalțul dentar. La Calut White and Repair albește dinții fără a deteriora smalțul. La Calut White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi. La Calut White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi. Telecom prezintă Declarația de Libertate a Antreprenorilor. De acum, ai dreptul să rupi orice nou contract care te face să te simți legat, să guști înainte să cumperi. Ai dreptul la internet nelimitat, fără calcule și gigabytes de griji. Ai dreptul să primești mai mult decât te aștepți, să-ți faci planuri de afaceri, nu planuri tarifare. Ai dreptul să fii liber cu noul abonament Freedom. Ai nelimitat internet 4G, apeluri nelimitate și ești liber de contract. Totul cu 5 euro pe lună. Vino pe businessliber.ro și intră în rețeaua Telecom, cea mai bună rețea de date. Știi bine cât de des mă afectau simptomele sinuzitei. Nas înfundat, senzație de presiune la nivelul capului atunci când mă aplecam. Până când am descoperit în farmacie Cleansing Med, set pentru clătirea nasului și a sinusurilor.
Am dizolvat pulberea într-un recipient special și apoi am curățat căile nazale și paranazale. Ce ușurare! Acum am scăpat de senzația de presiune de la nivelul frunții. Cleansing Med, pentru menținerea sănătății sinusurilor. Cleansing Med este un dispozitiv medical. Pregătește cadourile perfecte! E ușor să fii Moș Crăciun când ai super oferte la Altex. Nu mai aștepta curierul. Vino în magazinele Altex și ia-ți perie rotativă Babyliss Belis cu două setări de temperatură, funcție ionică și cap rotativ ceramic la numai 128 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Articolul 32. Am dreptul ca sănătatea mea să nu depindă de salariu. Punct. De aceea la Farmaciile. Găsești acum Carmol Flu 100 de mililitri la doar 10 lei și 99 de bani. Pentru alte oferte avantajoase, vino să-ți faci card de fidelitate la noi. Detalii în Farmaciile. Pentru informații suplimentare, consultați medicul sau farmacistul. Punem prețurile la punct. Hei, hai să-ți dau un pont. Dacă vrei să mănânci rapid un kiwi fără să-l cureți, există o metodă foarte simplă. După ce îl speli, tai-l în două și folosește o linguriță pentru a scoate pulpa dulce și zemoasă pe care o poți servi imediat. Pentru idei proaspete și foarte gustoase, la Piața Lidl ai kiwi la doar 0,79 lei bucata. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Prin programul de recompense Alpha Shop de la Alpha Bank îți permiți să fii generos. Plătește la cumpărături cu cardul tău Alpha Bank, adună puncte Alpha Shop și bucură-te de cadouri cu punctele acumulate sau fă pe cineva fericit cu ele. Intră pe alphacards.ro și descoperă toate ofertele Alpha Shop de care poți beneficia și lista completă a comercianților parteneri. Alpha Bank. Evoluăm împreună. Când se apropie iarna, cea mai mare bucurie e să ne adunăm iar la masa de Crăciun ca pe vremuri. Ei, și apoi mai sunt și sărmăluțele și o felie de cozonac cu nucă, ba poate și o bucată mică de șorici proaspăt. Și uite, chiar dacă am proteză dentară, mă pot bucura în continuare de toate acestea fără griji. Dentistul mi-a recomandat crema adezivă Corega. Simplu. Crema adezivă Corega previne pătrunderea fragmentelor alimentare sub proteza dentară și oferă o fixare pe parcursul întregii zile. Corega. Mănânci, zâmbești, trăiești. Întreabă farmacistul despre Corega. Bună ziua! Cash sau card? Visa! Iarna aceasta, convinge-i pe ei tăi să plătească cu cardul Visa și poți câștiga mai mult. Tu, 500 de euro în fiecare zi, iar cei care nu au mai plătit anul acesta cu Visa pot câștiga 10.000 de euro. Încă un motiv să plătești cu Visa. Promoție valabilă până la 31 decembrie 2017. Detalii pe visa.ro. Rubrica de sănătate. Conform studiilor efectuate, mai mult de jumătate din populația din România suferă de deficit de vitamina D3. Nu multă lume știe că aceasta poate să însemne și o imunitate mai scăzută. Acest lucru se întâmplă toamna și iarna, atunci când contactul cu lumina solară este redus și ne simțim obosiți și apatici. Deficiența de vitamina D3 poate fi motivul pentru care în sezonul rece sistemul imunitar nu funcționează corespunzător. Soluția poate fi Detrical. Detrical conține o doză mare de vitamina D3 care ajută la eliminarea deficienței atunci când avem nevoie. Detrical. Întărește-ți imunitatea. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Abia aștept să vină Crăciunul? Dar cu minte crezi că ai fost? Da, nu. Nu, am fost cu minte. Asta e între tine și Moșul. Dar dacă vrei să scurtezi așteptarea, ia-ți părinții și mergeți weekendul acesta în zona Feria din Băneasa Shopping City să găsiți cabina lui Moș Crăciun. Între orele 11 și 13 și 16 și 19 îi spui Moșului tot ce-ți dorești. Weekendul acesta în Băneasa Shopping City, Europa FM îți asigură legătura în cabina lui Moș Crăciun. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Wake me up, 8 și 50 de minute, mai avem foarte puțin până la știrile Europa FM de la ora 9. Suntem la dublu sau nimic. Robert din Brașov a răspuns la două întrebări, are 600 de euro, sunt banii lui de vacanță. Poate merge la 1200, așa cum îl sfătuiesc cei colegii de pe Facebook. Cineva spunea că de 600 de euro nu iei nici 100 de kilograme de șorici, deci nu merită, trebuie să mergi mai departe. Hai, cum care facem? Bata pește? Mergi la Vidraru, zice cineva.
La Vidraru merdam. Mi-a ajuns 600 să merg la Vidraru. E sigur? Te-ai consultat cu colegii, cu colegele? Sunt foarte sigur. Ai sunat acasă, ai sunat neamuri. Să vizitezi și curtea de argi. E important să-ți dorești mai mult în viață. Da. La recepție excursie. Acum e momentul. Curtea de Argeș. Da, acum e momentul. Cine acum știe când mai prinzi ocazia asta? Acum, sigur. Lăsați-l, că poate nu... Hai că e ușor, zice lumea. Și ce să vă spun, da. E prima dată când dau un mesaj de genul. Uite, poftim. Eram cu colegul meu în mașină. Uh-huh. Am ascultat la radio și îi zic, voi eu dau un mesaj. Da, și-am dat. Dacă pierde concurentul, zic să-i dai șapca lui Vlad drept premiu de consolare, zice Simona. Ce ai făcut, Simona? Niciodată. E bani mulți șapca aia. Da, nu e nu poate la fi de consolare. Robert, da. Da. Gata. Bine. Ai convins. Zine încă o dată, cu cuvintele tale. Mergi mai departe sau te oprești aici? Nu, mă opresc aici. Ai 600 de euro bani câștigați la Dublu sau Nimic. Bravo! Mulțumesc! Sunt banii tăi. Zine dacă ești curios să afli... Cum ai pierdut încă 600 de euro? Încă 6? Da. Nu sunt curios. Nu ești curios? Nu sunt curios. Bine, nu vrei să punem ultima întrebare? Sincer, nu. Ți-e frică, a? Vezi, uite, asta, cu asta nu ne-am mai întâlnit. Nu mi-e frică. E o premieră, bravo ție, da. Colegii mi-au spus să întreb care ar fi fost întrebarea pentru 1200, dar eu nu vreau să o aud. Nu vrei să auzi. Uite, domnule, hai să-i respectăm omului dorința. Da, da, vreau să o audă toată lumea în afară de tine. Deci pune-ți degetele în urechi, că noi o să spunem. Hai să încercăm, domnule. Că e nemulțumit că pierd întrebare. Băi, nene, Crăciunul a rugat omul să nu-i punem pe bune acum. Băi, umbli la de-astea. Lăsați omul. Băi, nu, dar așa e. Deci el, Luca, pierde întrebare. Că dacă... Uite, lumea pe Facebook zice, noi vrem, uite, noi vrem. Da, da. Uitați-vă la Teleenciclopedia. Eu știu. Lăsați omul, e Crăciunul, a rugat să nu își face sânge rău. De ce? Uite, doamne, lumea pe Facebook spune că noi vrem să aflăm care era întrebarea. Da, le-o trimit eu pe mail, să lase mail-ul personal fiecare. Bine, uite, curios. Rămâi dator celor de pe Facebook, intri, le intri trimit în film. Le privat mesaj să dea acolo. Dar Luca e realmente îngrijorat că ar putea să pierdă. Păi nu, dar e chiar o situație inedită. Omul nu vrea întrebarea. Nu s-a mai întâmplat. Vă spun în 3-4 ani de când e concursul. Robert, te felicităm încă o dată. Fă-ți un selfie și trimite-ne și nouă fotografia la deșteptarea@europafm.ro, da? La modul nu da, te mai ținem pe fir. Nu mai bine. Da, deci din bucătăria internă trebuie să vă spunem asta. Luca, cel care se ocupă de aceste întrebări, inclusiv gestionează problema Moise, întrebarea Moise, el de mult timp face lobby să nu mai zicem această întrebare, că se pierde. Ce rost are să o aruncăm? Știți cât de greu e pe bune? Să muncesc la întrebările astea. Stai mă puțin, hai să facem de întrebări. Hai să facem experimentul ăsta pe Facebook. A prins ocazia. Pe radio nu mai avem foarte mult timp, dar hai să facem, uite, lansăm întrebarea acum și așteptăm pe pagina de Facebook în live. Așteptăm să vedem dacă oamenii reacționează și știu ei răspunsul. E mai rău. Adică ce? Adică dăm drumul la întrebare. Păi tot aia, da. Am înțeles. Bine. Nu potesc cu Luca aici. Ultima întrebare, a treia întrebare, de fapt, în concurs. Era stai și mergem la știri. Robert, acoperă-ți urei, fă ceva. Era următoarea. În ce oraș a murit și este înmormântat compozitorul român George Enescu? Știrile Europa FM, răspundeți pe Facebook. Vă pupăm. Ne auzim după 9. Luca are o poveste extraordinară. A fost ieri cu mașina. Da. A ieșit cu mașina în trafic în București. Am ieșit în trafic. Și o să ne spună povestea am lui. Da, de greu. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. În ajun de Crăciun, Telecom prezintă bucurii nelimitate de la Moșu Așteptate. Surprinde-i pe cei mici, stând de vorbă cu Moș Crăciun. Duminică 24 decembrie, de la ora 11, Moșu trece la microfon, copiii sunt la telefon. La Europa FM stai în ajun de vorbă cu Moș Crăciun. Eu sper că ne auziți, nu? Ne auziți? Dați-ne un semn dacă ne auziți. Ne auziți! Bună! Ar trebui să ne auziți. Și ar trebui să fiți mândri de voi. Da, 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 da. I-ați uite. Stricat Crăciunul copilului. Magdalena, uite, Paris. Eu sunt curios dacă ne aud oamenii ăștia. Videle, nu zice nimeni, videle. Paris, Valeria, Bobocel, Paris. Doamne, ne auziți sau nu? Spuneți-ne și nouă treaba asta.
Noi suntem mai la început așa și nu ne pricepem. Mamă, ne-a dat Paris, și Cimitirul. La ce figură, doamnă? Că a dat Cimitirul. De ce, mă, poate ne aude lumea? Stai așa. Cimitirul Père-Lachaise. Da, Paris, e clar. Père-Lachaise. Se insistă cu Cimitirul Père-Lachaise. Figura. Bine, deci știți, Paris. Da, uite, zice că da. Ne auzi? Da ce? Da, da ce? Da, da ce? Ne auziți? Ia. Se scrie cineva, vă auzim. Da. Vorbiți prin semn. Câmpina. Câmpina. Uite, la Câmpina. La videle. La Câmpina ne auzim sau la Câmpina? Videle, vă pupăm. Pa! Răspunsul e Paris. Numai bine. Paris.